Proiectul este finanțat din fonduri europene nerambursabile în proporție de 98%. Odată cu finalizarea proiectului, această inițiativă demonstrează încă o dată importanța pe care ANRE o acordă optimizării proceselor operaționale în scopul diminuării birocrației și consolidării concurenței în sectorul energiei, a precizat Chiriță. Potrivit acestia, contextul energetic actual a scos în evidență faptul că avem nevoie mai mult ca oricând de o Uniune Europeană mai integrată și mai solidară, inclusiv în ceea ce privește investițiile în sectorul energetic. Provocările din ultimii ani ne obligă să luăm decizii rapide și eficiente pentru a atenua efectele crizelor pe care le parcurgem. Una dintre soluții este promovarea energiei regenerabile, dublată de creșterea capacității de stocare în vederea atenuării dezechilibrelor din sistem, fapt care ar conduce la reducerea sau eliminarea dependenței de gazul din import și ar contribui la atingerea obiectivelor asumate la nivel european, a completat președintele ANRE. Astfel, România a aprobat Planul Național Integrat în domeniul energiei și schimbărilor climatice, din care rezultă o suplimentare a capacităților de producție instalate în surse regenerabile de circa 7.000 de MW până în 2030, respectiv 3.700 de MW, surse fotovoltaice, 2.300 de MW, surse eoliene și 1.000 de MW, surse hidro. Acum, la nivelul Comisiei Europene, se analizează propunerea ca noua țintă de energie regenerabilă să crească de la 32 la 40% până în anul 2030. Anul 2022 este un an în care dorința de a investi în capacități de producție a revenit în actualitate. De la începutul anului până în prezent, ANR a eliberat autorizații de înființare pentru 245 de MW și mai avem în lucru cereri de autorizații de înființare pentru 816 producție solară și 7,4 stocare. O atenție deosebită acordăm prosumatorilor care, în ultimii ani, au înregistrat o evoluție spectaculoasă. Dacă în 2019 aveam 303 prosumatori, am crescut în 2020 la 1634 și la sfârșitul lunii februarie 2022 aveam 14.305 prosumatori cu o putere instalată de 95 de MW. Estimăm că până în 2030 vom ajunge la circa 700 de MW, a susținut Chiriță. O altă resursă regenerabilă, puțin folosită, este apa geotermală, care, spre exemplu, în București ar asigura încălzirea și apa caldă la prețuri mult mai mici decât actualii producători. Această metodă se folosește deja cu succes în două orașe, a amintit el. Pe lângă prețul scăzut al megavatului, mai sunt cel puțin trei avantaje. Se reduc semnificativ pierderile în conducte, se reduce poluarea și se reduce consumul de gaze. O altă investiție utilă și obligatorie, concomitent cu investițiile în resurse regenerabile de producere, este în capacități de stocare la un nivel de cel puțin 2000 de megavați pentru a contribui la echilibrarea sistemului energetic național, a mai spus oficialul ANRE.